Suntem în legătură directă la Antena 3 CNN cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și propunerea favorită a premierului Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european. Bună seara, domnule Negrescu! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc că sunteți alături de noi. Care este stadiul discuțiilor dintre Ursula von der Leyen și premierul Ciolacu? De ce apare acest element al faptului că trebuie neapărat să propunem un bărbat și o femeie? Și ce se va întâmpla? Pentru că în câteva zile, spune Politico, Ursula von der Leyen urmează să-și prezinte echipa completă. În primul rând, avem astăzi o negociere pe palierul politic între familiile politice europene și social-democrații europeni. Caută să fie cât mai bine reprezentați la nivelul viitoarei Comisiei Europene. Ați văzut că au ieșit și public chiar ieri, spunând foarte clar că există un sprijin puternic pentru persoana mea, pentru a avea o funcție importantă în viitoarea Comisiei Europene, poate chiar și de vicepreședinte a Comisiei Europene. Totodată, însă, da, există o problemă de echilibru de gen în viitoarea Comisiei Europene. Din cele 25 de propuneri care s-au făcut până în prezent, aproximativ 8 propuneri sunt doamne și în sensul acesta nu corespunde unei promisiuni pe care Ursula von der Leyen a făcut-o atunci când a fost votată pentru funcția de președinte a Comisiei Europene. Deci discuția este despre echilibru de gen. Evident, pe zona de competență, pe zona de sprijin politic, mă bucur că există un sprijin pentru persoana mea, însă decizia cu privire la repartizarea pe zona de gen e o decizie pe care trebuie să o ia premierul României în discuțiile pe care le poartă cu președinta Comisiei Europene. Publicația Calea Europeană spune, domnule Negrescu, că sunteți sprijinit atât de cancelarul Germaniei Olaf Scholz, cât și de conducerea socialdemocraților europeni. Aveți prima șansă? Eu mă bucur că există această susținere și o susținere importantă și consistentă. În contextul în care socialdemocrații europeni l-au pierdut pe Nicola Schmidt, care nu a mai fost desemnat ca și comisar, astăzi sunt printre cei care sunt puternic susținuți de familia noastră politică. Este al doilea grup din Parlamentul European. Fără voturile noastre este foarte complicat pentru o Comisie Europeană să treacă de votul legislativ european. Sunt într-o postură bună, însă decizia o ia premierul. Eu voi susține decizia primului ministru, indiferent care va fi. Mă bucur că există sprijin din partea socialdemocraților europeni pentru o reprezentare cât mai bună pentru România, pentru că este vorba de România și eu, dacă prin experiența mea, susținerea mea, influența pe care o am la Bruxelles, pot să ajut România, o să fac tot ceea ce este posibil ca să avem un portofoliu cât mai bun. Și spunea și colega dumneavoastră mai devreme, da, suntem într-o postură bună astăzi cu acest sprijin politic să obținem un portofoliu bun pentru România. Vom vedea dacă există această condiționare de gen, la care, la finalul zilei, trebuie să luăm o decizie dacă putem sau nu să o respectăm. A apărut în presa europeană, în Politico în special, în ultima săptămână, faptul că Ursula von der Leyen a cerut tuturor statelor membre să vină cu două propuneri, un bărbat și o femeie. În cazul României, propunerea de bărbat este Victor Negrescu, dumneavoastră. Confirmați faptul că Roxana Mânzatu, europarlamentar, ar putea să fie propunerea de variantă de comisar european femeie? În momentul de față nu există nicio propunere formală, nici de bărbat, nici de femeie. Deci este foarte complicat să comentez. Atât Roxana, cât și alte colegi care au fost menționate în presa din România sunt persoane bine pregătite cu care eu am o relație bună. Însă, cred că va exista o propunere. În momentul de față, din cele 25 de state care au formulat propuneri, doar un singur stat a trimis două propuneri. Ne referim la Bulgaria, unde avem un fel de guvern de Uniune Națională și au trimis un reprezentant PPE, o doamnă, fostă ministră de externe, și un reprezentant mai de centru, care este, de fapt, un domn europarlamentar, dacă nu mă înșel. E singurul stat. Celelalte state au mers pe singură propunere, Danemarca și Italia, care au formulat chiar acum, recent, propunerile lor, au înaintat o singură propunere și au fost doi domni și în cazul Danemarcei și în cazul Italiei. Dar eu cred că trebuie să primeze competența, influența la Bruxelles, cel care poate ajuta cel mai mult România, și în sensul acesta premierul va lua decizia cea mai bună, sunt convins că știe ce are de făcut pe mai departe. Domnule Negrescu, în încheierea dialogului nostru, vă rog să-mi spuneți care sunt trei portofolii pe care România le poate accesa potrivit profilului de țară, potrivit influenței în familia socialdemocrată. Cred că putem să obținem funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene, dar pentru asta trebuie ca toate forțele politice din România să sprijine acest demers. Nu am mai avut un vicepreședinte, Bulgaria a avut.
și ar trebui să ne luptăm pentru acest obiectiv. De asemenea, cred că putem să fim influenți pe zona economică, zona de buget în mod special, zona de piață internă, dar de asemenea cred că putem să avem un comisar care are impact pe zona regională. Nu știu dacă el se va denumi pe zona de politică externă sau de extindere, dar și pe această componentă avem expertiză suficientă cât să propunem pe cineva care să ocupe această responsabilitate. Când va trebui să-și prezinte Ursula von der Leyen echipa? Ursula von der Leyen urmează ca până în data de 15 septembrie să vină cu o propunere de echipă. Fiecare comisar ales va fi verificat de Comisia Juridică din Parlamentul European. Acum eu, pentru că sunt vicepreședinte al Parlamentului European, am fost deja verificat. Asta e un avantaj. Ulterior vor fi audiați în comisiile de resort, acei comisari propuși, și în a doua sesiune din octombrie, adică finalul lunii octombrie, va exista un vot în plenul Parlamentului European pentru ca noua Comisie Europeană să înceapă cât mai rapid cu putință noul mandat. Mulțumesc pentru intervenția la Antena 3 CNN. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și principala opțiune a premierului Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european.